같이 부르랴 준비 지배치 로 singure țară românească și creștină pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostolii tăi și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune. Dragi camarați, sărbătorim astăzi Ziua Armatei României, zi simbol atât pentru oștirea țării, cât și a întregii națiuni. Nu putem vorbi de armată fără națiune sau de națiune fără armată. Este ziua eliberării ultimei braze de pământ românesc de sub ocupație străină. Este ziua în care noi, cei care ne aflăm acum sub faldurile drapelului de luptă, ne cinstim cum se cuvine eroii care prin jertfa lor ne-au dat astăzi puterea de a fi trăitori pe aceste meleaguri binecuvântate ale României. Este ziua în care ne arătăm respectul față de soldații români care au luptat cu toată ființa și puterea pe fronturile datoriei pentru ca noi să trăim astăzi liberi și independenți. 25 octombrie ține loc și de cruci la mormintele sau gropile comune risipite de-a lungul și de-a dreptul Europei, acolo unde soldatul român, cetățeanul în uniformă, a căzut, făcându-și datoria, respectându-și jurământul. Jurământul față de țară. 25 octombrie, Ziua Armatei, este sărbătoarea fiecărei inimi de român. Este momentul simplu și demn a continuității spiritului de învingător al acestui neam. 25 octombrie, Ziua Armatei României, este, pentru noi, militarii Brigăzii 81 Mecanizat, general Grigore Bălan, o poruncă din străbuni, care ne îndeamnă și ne obligă să fim demni păstrători și continuatori ai tradițiilor și valorilor nației române. 25 octombrie, Ziua Armatei, este, fără îndoială, ziua noastră, a celor îmbrăcați în uniformă, dar și a celor care nu poartă uniforma, dar la nevoie vor fi alături de noi. Existența continuă a armatei pe aceste meleaguri, în particular a Brigăzii 81 Mecanizată, general Grigore Bălan, dovedește faptul că bistrițenii prețuiesc haina militară, îi înțeleg menirea și necesitatea. Ați fost alături de noi în tot ceea ce întreprindem, aici în țară sau în misiunile internaționale, din teatrele de operații din Angola, Balcanii de Vest, Irak sau Afganistan. Ne gândim, acum și aici, atât la eroii noștri, cât și la cei care, departe de casă și de cei dragi, își îndeplinesc cu responsabilitate și profesionalism complexele misiuni încredințate. Ne bucurăm că ostașii noștri sunt și în sufletul tinerei generații, care le-a pregătit o surpriză pe care o vom anunța imediat. Mă înclin cu recunoștință în fața celor căzuți pe câmpurile de onoare și aduc un sincer omagiu tuturor veteranilor de război, pentru care datoria față de țară a reprezentat prețul suprem în viață. Dumnezeu să binecuvânteze România și armata ei. Centrul Școlar de Educație Inclusivă Lacrima, școală. Thank you.
Hai copii, toată lumea aici la mine. Și cu steigulețele.